Craiova a scos 4 medalii de aur la Cupa României rezervată juniorilor, un bilanț bun. Asta în condițiile în care Bănia nu are o sală adecvată de antrenament pentru box, iar la capitolul ringuri este la pământ. Cu toate acestea, președintele FRB, Leonardo Roftei, este convins că pugiliștii craioveni îi vor călca pe urme. Aveți și mulți antrenori, aveți și multe cluburi, nu înțeleg de ce nu se unesc odată să facă o echipă. Moșul a mai declarat că nu a vrut șefia FRB pentru propriul interes, ci ca să facă performanță. El are și un obiectiv ambițios, o medalie la Olimpiada din 2016 de la Rio. Prima Olimpiadă trebuie să fim acolo, trebuie să calificăm. Avem doi deja prinși în tema asta, cum este Nistor și Juratoni. Acum depinde de ei cum vor evolua ca profesioniști, dacă vor fi calificați. La anul începe un an greu pentru noi, luptă corp la corp, pentru că trebuie să calificăm cât mai mulți sportivi. Sperăm să avem un buget mai bun după medalele care le-am obținut anul ăsta cu fetele, cu băieții, să avem și noi un buget mai mare în care să ne permitem să urmăm programul pe care mi l-am propus. Clubul CSM Craiova este singurul care mai ține sus standardul boxului craiovean. La această competiție, pugiliștii de la CSM au obținut 10 medalii, dintre care 3 de aur.